Putin. Bună dimineața! Bună dimineața, doamnelor, domnișoarelor, domnilor! Bine v-am regăsit la prima oră! Bună dimineața, Nico! Bună dimineața! Bună dimineața, Michi! Bună dimineața! Cum ați petrecut de sărbători? Cum a fost Crăciunul? Păi ne-am petrecut în familie. Liniștit, așa cum se petrece, la ce? O masă bogată. Păi, da. Ce familie? Bă, că erai pe autostradă, tu n-aveai treabă să făceai am fost selfie-uri. Pe la Vâlcea, m-am plimbat puțin, m-am întors acasă și tot așa, am fost numai pe drumuri. Păi unde poate să fie mai bine decât acasă? Zăpadă pe unde te-ai plimbat era? Nu prea era, să știi, chiar nu era. Nu adică era mai mult zăpadă la noi decât la Vâlcea. Am înțeles, Nico? Eu am fost în familie, mi-am vizitat bunicii. Și urmează părinții. Și urmează părinții. Deci, doamnelor și domnilor, începând de mâine vom fi doar doi, eu și cu Michi, pentru că a noastră colegă Nico ne va părăsi pentru puțin, însă, ce-i drept. Pentru că va pleca peste mări și țări, tocmai acolo unde se duc și se iubesc cei care o, sunt... O să vă aduc ceva. Cei care formează un cuplu. Te duci la Roma. Pleacă la Roma. Mi se spune în cască bomboane. Bomboane, bomboane. Bomboane, se pare că avem poftă de bomboane. O să aduc bomboane. Vreo preferință aduci, ceva. Le aduci bomboane. Le urăm la mulți ani sărbătoriților de astăzi, pentru că este a treia zi de Crăciun și Sfântul Ștefan. Credincioșii, iată, ortodoxi îl sărbătoresc pe Sfântul Ștefan, întâiul mucenic și arhidiaconul dintre cei șapte diaconi. S-a făcut odată întrebarea despre iudei, saduchei, farisei și elini despre Domnul nostru Iisus Hristos. Unii spuneau că este proroc, alții că este înșelător, alții că este Fiul lui Dumnezeu. Atunci Ștefan a stat pe loc înalt și a binevestit tuturor pe Domnul nostru Iisus, zicând: bărbați, frați, pentru ce s-au înmulțit răutățile voastre și s-au tulburat tot Ierusalimul? Fericit este omul care nu s-a îndoit în Hristos, el este cel care a plecat cerurile și s-a pogorât pentru păcatele noastre și s-a născut din Sfânta și Curata Fecioară. La mulți ani sărbătoriților de astăzi, spuneam la mulți ani Neafane, la mulți ani Neafonică, la mulți ani Ștefania. Apropo de Ștefania, avem și invitat astăzi, Ștefania Vorovenci, o să ne cânte după ora 9. Și o să mai ne cânte cineva, pentru că avem foarte mulți prieteni a emisiunii care vor să vină și o să ne cânte astăzi la prima oră. Ștefan, da, și mai avem cu Ștefan, Ștefan Dumitrache, la mulți ani, la mulți ani, domnul director, Ștefan, Ștefanică, Ștefan, ori mai fie, oricum, la mulți ani, dacă ne aducem aminte pe parcursul emisiunii, noi o să le urăm la mulți ani. Michi, ceva sărbătoriți la tine, Ștefan, Ștefania? Nu. Nico, tu? Nu mi-amintesc. Nu vine acum. Probabil că sunt. Sau nu. Să ne trăiască oricum. Eram aici atent cu o știre interesantă despre vâsc, că tot am văzut pe tine, da, cu vâscul lângă tine. Se spune că trebuie să te pupi sub vâsc, dar da, de ce? Vâscul este asociat cu tradițiile primitive legate de căsătorie. Iată, despre vâsc se vorbește zâmbind. Așa că se zâmbește. Asta pentru că atunci când îl cumpărăm de la piață înainte de Crăciun, primul gând este că pupăturile sau săruturile cu cei dragi sub un mănunchi de vâsc este de bun augur. Dar de unde această credință? Ce are așa magic această plantă? Deja v-am vestelit numai când am pomenit de pupatul sub vâsc, nu? E și asta o magie. Ei bine, în vechime oamenii răsuceau crenguțele de vâsc într-o coloniță și o agățau de obicei deasupra ușii de la intrare sau într-un loc unde aceasta se atârne deasupra capetelor când se oficiau săruturile. Acest obicei s-a menținut, aflăm, se pare, încă din antichitate, de pe vremea elenilor, când se organizau festivități cu ocazia Saturnaliilor. Și nu fi băștia, Saturnalii. Iar mai târziu a fost asociat cu tradițiile primitive legate de căsătorie. Nu degeaba vâscul era planta care se credea că este leac pentru fertilitate, iar magia făurea, mai ales pentru cupluri, o premiză bună pentru o relație lungă, de durată și happy. Adică fericită. Astăzi, pupăturile și săruturile sub vâsc mai provoacă doar amuzament și veselie, însă fără ca să conștientizeze prea mult că, de fapt, puterea plantei se răsfrânge într-adevăr asupra celor cu sufletul curat și de bună credință. Poate de aceea vâscul este atât de prețuit și în aceste zile, mai ales iarna la trecerea dintre ani, pentru a se aduce veselie și voie bună în case. Iar vâscul dă tonul gălăgiei de bun augur, pentru că în tradițiile străvechi, anul nou nu trebuie să fie întâmpinat în liniște, ci cu zgomot de urătură, cântece și voie bună, cu ușile larg deschise și bucuroși de oaspeți. Hai să vă aud gălăgie!
Dacă vrei, stau în vâscul ăsta, să te pup. Eu n-am nevoie de vâsc, că deja sunt luat. Voi, dacă n-aveți, nu sunteți luate sau sunteți luate și nedate. Păi și mă pup singură? Păi cu iubitul, asta este, n-am ce să-ți fac. Mulțumim pentru informații, da. Marian, foarte interesante. Câteva știri din ziarele de astăzi. Nico, ce ai găsit prin Curierul? O veste frumoasă aici, pe prima pagina Curierului. Cinci fetițe și un băiat născut de Crăciun. Pentru 6 tinere familii din județul nostru, sărbătoarea Crăciunului din acest an a fost una pe care nu o vom uita niciodată. În aceste familii a venit pe nume câte un copilaș, potrivit cadrelor medicale de la secția neonatologie din cadrul Spitalului Județean de Urgență Pitești. În prima zi de Crăciun s-au născut 5 fetițe și un băiețel. La mulți ani să trăiască, să fie sănătoși, voioși, voinici. Da. O zi, într-adevăr, într-o zi foarte frumoasă s-au născut, nașterea Domnului, e foarte frumos. Da, 25 decembrie. Michi, ce citim din ancheta? Zilele libere din 2017. În 2016, doar 7 din cele 12 zile libere au fost în timpul săptămânii, iar în 2017 românii vor avea 11 libere, deoarece alte 3 pică în weekend. 1 ianuarie, duminică, și 2 ianuarie, luni, anul nou. 24 ianuarie, marți, ziua Unirii Principatelor Române. 16 aprilie, duminică, și 17 aprilie, luni, Paștele Ortodox și cel Catolic. 1 mai, luni, ziua Muncii. 1 iunie, joi, ziua Copilului. 4 iunie, duminică, și 5 iunie, luni, Rusalii. 15 august, marți, Adormirea Maicii Domnului. 30 noiembrie, joi, Sfântul Andrei. 1 decembrie, vineri, ziua Națională a României. 25 decembrie, luni, și 26 decembrie, marți, Crăciunul. 6. Adică, cu alte cuvinte, Paștele Catolic și Ortodox la anul se vor sărbători împreună, pe 16, respectiv 17 aprilie. 0348 400 401 400 este numărul de telefon la care, dacă doriți, puteți intra în direct să vorbiți cu noi. Fără șampanie de Revelion aflăm din ziarul Argeșul, doamnelor și domnilor. Iată, pentru prima dată în acest an, Primăria Pitești nu le va mai oferi șampanie piteștenilor care vor participa la manifestările din piața primăriei, prelejuite de trecerea dintre ani. Conform spuselor viceprimarului Laurențiu Zidaru, Curtea de Conturi aflăm că a interzis acordarea de cadouri de orice fel. În acest fel, cei care vor veni în piața primăriei în noaptea de Revelion vor sta pe sec. Bă, nu prea cred eu că vor sta pe sec. În fine, de asemenea, pentru că nu există cereri, nu vor fi oficiate căsătorii noapte de Revelion. În schimb, va fi un super spectacol cu Direcția 5 și Elena Ionescu, ex-Mandinga, la care se adaugă un foc de artificii la miezul nopții. Se așteaptă ca mii de piteșteni și nu numai să participe la aceste evenimente de Revelion. Începem la ora 23. Vă aștept acolo, ca de obicei. Așa. O noutate, ce-i drept. Artificiile au fost mult așteptate. Vorbeam cu un reprezentant al primăriei și chiar cu domnul primar. Cererea argeșenilor noștri, mai ales a piteștenilor, a fost îndeplinită, să zic așa. Avem foc de artificii de Revelion. Da, doar anul trecut a fost o mică problemă, pentru da, că... după, bineînțeles, după acel incident. Ce s-a întâmplat cu incidentul colectiv. Exact, dacă mi-a dispărut ceva pe aici, dar în fine. Rezolv. Ce mai aflăm din Curierul zilei, Nico? Dacă tot vorbim despre cum așteaptă piteștenii Revelionul, haideți să vorbim despre cum a fost a doua zi de Crăciun, dat fiind faptul că s-au împărțit sute de sarmale în centrul Piteștiului. Sarmaua lui Ionică, 66 de grame. Anul acesta, o sarma a cântărit 66 de grame. La trei sarmale, porția ajunge la 198 de grame. Ieri au venit în fața primăriei sute de cetățeni. Aceștia au precizat că sarmalele oferite de municipalitate au fost foarte gustoase. În piața primăriei din Pitești s-a servit tradiționala masă de Crăciun oferită de municipalitate. Oamenii s-au așezat la cozi pe câte trei rânduri, iar cei de la poliția locală și jandarmi s-au asigurat că lucrurile decurg bine. Autoritățile locale au pregătit 5.000 de sarmale cu ardei iute, mămălică și 100 de litri de ciuncă fiartă. Sarmalele au fost gătite în bucătăria cantinei CSM Pitești. Au fost prezenți primarul Cornel Ionică, viceprimarii Sorin Apostolicianu și Laurențiu Zidaru, consilierul local Cristian Centa și deputatul PSD de Argeș Nicolae Georgescu. Gustoase, cred că au fost sarmalele. Da, bineînțeles, cu toții cred că am mâncat sarmale acum de Crăciun și vom mai mânca probabil, dar după Revelion. Michi, tu cine mai spui?
venituri mai mari de la 1 ianuarie. Să sperăm. Să sperăm, da. Noul an aduce cu sine modificări la nivelul grilelor de salarizare. Majoritatea se va aplica diferențiat, majorarea se va aplica diferențiat, astfel încât personalul cu funcții de conducere va primi chiar și peste 50% în plus, iar simpli angajați doar câteva zeci de lei. În sistemul medical și în cel de învățământ, salariile vor crește de la 1 ianuarie, în medie cu 15%. Conform informațiilor furnizate de guvern, suplimentarea nu este unitară. De exemplu, șefii centrelor de asistență socială beneficiază de o mărire de 64%, iar directorii vor primi cu aproximativ 50% mai mult la salariu, în timp ce infirmierele vor avea doar 14 lei în plus, iar o educatoare debutantă va primi cu 137 de lei mai mult decât până acum. Tot de la 1 ianuarie 2017, punctul de pensie se mărește cu 5,25%, de la 871,7 lei la 917,5 lei. De asemenea, și pensiile militare de stat se majorează 5,25%. Da, interesant. Aceste măsuri e posibil să intre în vigoare, dacă nu de la 1 ianuarie, de la 1 februarie, spunea Liviu Dragnea acum câteva zile. Asta în funcție de ce se întâmplă în aceste zile cu desemnarea primului ministru și toată tevatura asta într-un final va duce la mult așteptatele măsuri, posibil să intre, dacă nu la 1 ianuarie, la 1 februarie. Rămâne de văzut. Asta rămâne de văzut. Important, da, este că pensionarii și-au primit pensiile mai devreme, ca în fiecare an oamenii, pensionarii înainte se bucură de, de sărbătorul de pensia pe dacă care pensionarii și-au primit pensiile la timp sau chiar înainte de sărbători, cei mici se vor bucura de orășelul copiilor. Aflăm din ziarul Argeșul. Iată, vineri s-a deschis orășelul copiilor la Târgul Săptămânal. Este prima și ultima oară când orășelul se organizează în zona respectivă. Conform spuselor autorităților locale, iată, la anul amenajarea respectivă se va face la Bowling. Acolo aflăm că va fi organizată și o piață agroalimentară de gros. Deja au fost aduse tonete. Primăria are în vedere și achiziționarea fostei clădiri Bowling de la o societate comercială care o deține în prezent. Tot despre copii vorbim, pentru că vorbim despre vacanța de iarnă. Vacanța de iarnă a elevilor care se încheie la 8 ianuarie, după ultima mare sărbătoare a iernii, Sfântul Ioan. Cursurile primului semestru al anului școlar se vor încheia pe data de 3 februarie, iar referitor la examenele naționale, vă informăm că prima sesiune a bacalaureatului din anul 2017 se va încheia pe 24 iulie, în timp ce a doua va avea ca punct final 21 august. Una dintre noutăți este că ponderea mediei de la evaluarea națională va conta în proporție de 80% la admiterea de la liceu, în loc de 75% cât a fost până în prezent. Le urăm succes și noi. Multă baftă încă de pe acum, dar acum e vacanță, lumea se gândește deja unde să-și facă revelion. Apropo, chiar revelionul. Revelionul, Nicu, am înțeles că tu ești plecată peste Mărșiță. Voi unde faceți revelion? Noi? Chiar, nu știu. Noi, eu sunt în piața primării la spectacol, așa că dăm întâlnire piteștenilor, argeșenilor la marele concert. Tu, Michi? Nu m-am gândit. Pe ultima sută de metri, cred că o să... Ei bine, dacă tot vorbim de ultima sută de metri, stați așa că vă spun eu. Ia spune tu, Nicu. De fapt, nu vă spun. O să vă rog pe voi să vă uitați. Pagina 7 a Curierul Zilei. Aflați unde mai găsiți locuri de revelion. Așa că există aici o soluție. Și dacă tot vine vorba de revelion, hai să-ți vorbim și de Crăciun, care cum cine a petrecut. Tot în Curierul Zilei aflăm unde au petrecut Crăciunul oamenii de sport din Arceș, dar și politicienii județului nostru. Da, da, apropo de Crăciun, știați că sunt mai multe lucruri interesante, detalii chiar mai puțin cunoscute, mai puțin obișnuite despre această sărbătoare. Crăciunul nu a fost sărbătorit întotdeauna pe data de 25 decembrie. De exemplu, grecii aflăm că celebrau Crăciunul pe 7 ianuarie. Data actuală, 25 decembrie, a fost proclamată oficial de Papa Iulius I în anul 350. Denumirea prescurtată de Christmas, Xmas-ul acela, provine tot de la greci, unde X-ul era una dintre reprezentările lui Iisus Hristos. Iată, există tradiția că în ajunul Crăciunului Moș Crăciun să aducă tuturor cadouri pe care să le lase sub bradul împodobit. Ce v-a adus, măi, moșul sub bradul împodobit? Cred pauză! Că... Pauză! Am avut grijă ca moșul să-mi aducă foarte multe dulciuri, așa cum îmi place.
Totuși, cercetătorii americani au ținut cu orice preț să strice magia sărbătorilor cu calculele lor, arătând că pentru a reuși această performanță, moșul ar trebui să viziteze 822 de case pe secundă, iar viteza lui Rodolf nu ar trebui să scadă sub 1050 de km pe secundă. Ce te miră? Moșul nu mă mire, moșul, evident că moșul poate ajunge. Și că Moș Crăciun a existat în realitate, doamnelor și domnilor, în secolul a existat și există. În secolul 4, pe actualul teritoriu al Turciei, a trăit episcopul Nicolas din Mira, care ulterior a fost sanctificat. Numele de Santa Claus provine, după unii cercetători, din numele german al Sfântului, Sankt Niklaus, iar după alții, după denumirea olandeză a acestuia, Sinterklaas. Păi... Nu mai spun? Cum mai am aici? Da, mai spun. Hai că vă spun atunci. Potrivit legendei, tradiția ciorapilor, la noi se folosesc ghetuțele, știți prea bine, în care se primesc cadourile de Crăciun, provine de la trei surori care nu aveau zestre. Acestea au fost ajutate de Moș Crăciun, Nic sau Nicolae, care a intrat pe horn și l-a umplut ciorapii cu monedele de aur. Moș Crăciun, Moș Nicolae, tot moș. Sunt diferiți, să știi. Și Moș Ajun, și Moș Crăciun, și Moș Nicolae. Sunt trei moși. Moș Crăciun, Moș Nicolae. Cred că la Moș Nicolae se referă acest articol. Oricum, primele ornamente ale brazilor de Crăciun au fost merele. Iată, aflăm că tradiția s-a schimbat. Merele fiind înlocuite de lumini la inițiativa pastorului protestant Martin Luther, după ce acesta a avut o revelație, sărind stelele strălucitoare printre ramurile unui brad. Și nucile, da. La noi se mai puneau nuci sub brad și așa mai departe. În brad. În Marea Britanie de Crăciun se poartă coroane de hârtie. Originea acestui obicei provine de la străvechile Saturnalii romane. Prima celebrare a Crăciunului în Marea Britanie a avut loc în anul 521, iar în condițiile naturale, un brad are nevoie de cel puțin 15 ani pentru a putea ajunge la dimensiunea optimă pentru a putea împodobi casa de Crăciun. Iar o familie, aflăm că trimite în medie 28 de felicitări de Crăciun, același număr de felicitări fiind și primite. Mă refer la americani. Iar celebra melodie Jingle Bells a fost compusă inițial pentru o altă sărbătoare importantă, Thanksgiving Day, ziua recunoștinței, abia în anul 1857. Și dacă tot vorbim așa de o sărbătoare atât de frumoasă și despre cadouri, voi vă amintiți cum era când erați mici? Scriați felicitări moșului? Da. Da, bineînțeles că scriam. Și primeam. Numai câte un ciumac de la prima scrisori, da. Vreau să vă mai spun că în lume există două insule numite Crăciun, Christmas, una în Oceanul Pacific, iar cealaltă în Oceanul Indian. Există și câteva influențe negative acestei sărbători. Potrivit unui studiu, cele două săptămâni de dinaintea Crăciunului dețin recordul în ceea ce privește separarea, despărțirea cuplurilor. Iar primul brad artificial de Crăciun a fost realizat de... De? Nemți. Folosind ca materie primă pene de gâscă vopsite. Pene de gâscă vopsite, vă dați seama? Iar vestimentația moșului, așa cum îl știm noi astăzi, a fost realizată în anul 1860 de către caricaturistul Thomas Nast. Nast. Interesant ce ne spui tu acolo. Da. Bă, apropo de Moș Crăciun. Moș Crăciun a venit cu cătușe. Așa scrie pe ultima pagină a Curierului Zilei, un BMW cu nume străin a fost blocat în trafic de o dubă a jandarmilor în seara de ajun. Imediat, dintr-o altă mașină au coborât mai mulți bărbați, unul costumat în Moș Crăciun. În mod normal, oricine s-ar fi bucurat, nu însă și indivizii din această mașină care s-au blocat. Fiind vorba despre o acțiune a polițiștilor, oamenii legii nu au stat să-i roage să deschide, ce au spart un geam, scoțindu-i pe cei trei în stradă. Imediat aceștia au fost imobilizați și încătușați. În mașina indivizilor au fost găsite droguri. Deci Moș Crăciun... Da, am văzut această știre acum două zile sau ieri, alaltăieri, când a fost. În ajunul Crăciunului a fost. Așa, exact. Chiar mă miram, nu putea să fie liniște să se întâmple totuși ceva și uite că s-a întâmplat din nefericire. Din fericire că s-au... că i-au prins. Da. Moș Crăciun este Moș Crăciun. Moș Crăciun nu este... Nu este. La mulți ani, Nicolată, sărbătoriților de astăzi, pentru că este mare sărbătoare. Ștefan, Ștefania, Neafănică, Neafane... Ce derivate mai avem de la Ștefan? Fănel, Fănuța. Fănel, Fănuța, Tanti, Fănuca, Fănica. Fănica. La mulți ani, să vă bucurați, este a treia zi de Crăciun și ultima, ziua Sfântului Ștefan. După ora 8 o să ne cântăm aici cu toți, o să ne distrăm pentru că o să avem invitații de marcă.
Și bineînțeles că, Michi, o să te cam pregătești și tu puțin de cântat astăzi. Da. Eu eram atent acum pe alt site cu vremea, pentru că, iată, ultimele două luni de iarnă aflăm că vor fi caracterizate de o vreme în general rece, precum și de intervale de timp cu precipitații excedentare sub formă de nisoare în anumite regiuni, în timp ce prima lună de primăvară va aduce în mare parte valori termice pozitive, dar și ploi mai consistente. Îndeosebit, Maramureș, Oltenia, Transilvania și Crișana reiese din prognoza de specialitate de la ANM. În prima lună a lui 2017, temperaturile medii lunare ale aerului vor fi sub normalul perioadei, local în regiunile nordice și centrale, iar în restul teritoriului se vor putea situa în apropierea mediei climatologice. Potrivit măsurătorilor de specialitate, media multianuală lunară pentru ianuarie este de minus 2,1 grade Celsius. În ceea ce privește valorile termice medii, specialiștii spun că valori medii de temperatură de până la 2 grade în Dobrogea vom avea, respectiv de până la 1 grad Celsius în Banat și Moldova. În rest, temperaturile vor oscila între minus 3 și 0 grade. Cantitățile de precipitații se vor situa peste media climatologică, perea extinse în jumătate de vest a țării, iar în rest vor fi apropiate de norme. În februarie aflăm că mediile lunare ale aerului vor fi apropiate de media climatologică în cea mai mare parte a țării, cu excepția regiunilor nordice și centrale, unde se vor situa sub media multianuală lunară de minus 1 grad Celsius. Precipitațiile vor avea o tendință spre excedent în centru și local în vest, iar în restul țării vor fi apropiate de normele climatologice. Vom avea cantități mari de precipitații în februarie, atât în Maramureș până la 57 de litri pe metru pătrat, Oltenia 55, Banat, Crișana 50, Transilvania și Muntenia de până la 39 de litri pe metru pătrat. În fine, potrivit ANM-ului, în prima lună de primăvară anului viitor, temperatura aerului va avea valori medii lunare apropiate de normă în cea mai mare parte a țării, posibil chiar mai scăzute local în nord, centru și vest. Media valorilor termice pentru luna martie se situează la 3,5 grade Celsius, iar temperaturile medii vor fi cuprinse între minus 1 grad și 5 grade în Moldova, respectiv până la 7 grade în Banat și Oltenia. Estimările acestea sunt realizate de Centrul European pentru Prognoză de pe medie durată de la Reading din Anglia și au un grad de realizare de aproximativ 60%. Ați înțeles ce? Tocmai mă uitam și încercam să te înțeleg, dar mai greu așa. Deci, pe scurt, e posibil să ningă, o să fie frig în ultimele două luni de iarnă, în ianuarie și februarie o să fie destul de frig, o să avem și zăpadă, martie va fi luna de tranziție și în aprilie ne vom bucura de soare, să sperăm. Până să ne bucurăm de soare, să ne bucurăm de ziua de astăzi și ce spun astrele, ne aflăm chiar acum de la Michi. Berbec, puteți să începeți o activitate nouă, mai ales pe plan social. Sunteți entuziast și vă puteți baza pe sprijinul prietenilor și al persoanei iubite. Dacă aveți de luat decizii importante, țineți cont de sfaturile unei persoane cu experiență în acel domeniu. Taur, se pare că aveți probleme sentimentale și sunteți nevoiți să luați o hotărâre tranșantă. Puteți să vă ascultați intuiția. Apar rezultatele eforturilor din ultima perioadă, câștiguri financiare și afirmarea în societate. Sunt șanse să vă cumpărați un obiect de valoare pe care vi-l doriți de multă vreme. Gemeni, zi bună pe plan sentimental și social. În schimb, vă recomandăm să fiți prudent la serviciu și în afaceri. Nu este exclus să aveți mici probleme cu banii, dar nu este cazul să vă îngrijorați. Rac, se anunță o zi cu mari satisfacții în societate și pe plan financiar. După amiază s-ar putea să plecați într-o călătorie neprevăzută în interes de familie. Verificați cu atenție actele și bagajele înainte de a porni la drum. Leu, traversați o perioadă favorabilă din toate punctele de vedere. Este posibil să obțineți un câștig material important, dar nu fără efort. Cu partenerul de viață vă înțelegeți perfect. S-ar putea să mergeți într-o vizită la prieteni. Fecioară, sunteți plin de energie și aveți idei inspirate. Puteți avea satisfacții pe plan social și intelectual. Afacerile se pare că merg din plin, iar relațiile cu partenerii sunt bune. Vă recomandăm să fiți mai atent cu membrii familiei. Balanță. S-ar putea să intervină evenimente neprevăzute și de aceea este indicat să nu vă planificați nimic important. Vă reîntâlniți cu prieteni vechi care vă invită să le faceți o vizită. Vă sfătuim să amânați întâlnirile de afaceri și călătoriile lungi în interes personal. Scorpion. Aveți succes în toate activitățile casnice și vă bucurați de sprijinul întregii familii. Cei din jur vă apreciază pentru schimbările pe care le promovați în afaceri și în societate. Nu începeți mai multe treburi deodată și nu refuzați ajutorul prietenilor. Săgetător. Începeți ziua
hotărât să terminați o lucrare în casă. Un bărbat mai în vârstă din familie vă ajută cu bani, dar încearcă să-și impună punctul de vedere. După amiază, primiți o veste bună de la o rudă apropiată. Capricorn, puteți avea un succes deosebit la întâlnirile de afaceri. Sunt bine aspectate și relațiile cu familia și prietenii. După amiază, vă ocupați de problemele familiare care nu suferă amânare. Vă recomandăm să țineți cont și de dorințele celor mici. Văsător, s-ar putea să aveți o mică neînțelegere cu partenerul de viață. Vă sfătuim să rezolvați această dispută cu blândețe. Spre seară, o vizită la prieteni vă poate readuce armonia în cuplu și buna dispoziție. Pești, s-ar putea să fiți puțin confuzi din cauza problemelor sentimentale. Nu vă încăpățânați să vă rezolvați singur toate problemele. Vă sfătuim să acceptați ajutorul celor apropiați. Apelând la înțelepciune, veți reuși să evitați o ceartă în familie. Astăzi este despre certuri, dar trebuie să fie... să fie pace, să fie bine ca să nu fie rău. La mulți ani încă o dată tuturor sărbătoriților de astăzi, Ștefan, Ștefania, Neafănică, astăzi trebuie neapărat cinste, pentru că este zi de sărbătoare, așa că toată lumea trebuie să petreacă și astăzi. Apoi mai sunt vreo 2-3 zile din an, dacă se mai muncește sau nu, Dumnezeu știe. Iar apoi vacanță de Revelion, toată lumea se plimbă, se distrează și la muncă abia după și că tot a venit vorba despre această mini-vacanță, vă reamintim că Inspectoratul de Poliție Județean Argeș a scris pe site-ul, de fapt a postat un comunicat de presă pe site-ul său, prin care recomandă cetățenilor să aibă parte de o vacanță în siguranță prin mai multe, aș numi, recomandări pe care le face. Așadar, vă recomandăm și noi să citiți acolo pentru orice... Păi, de la recomandări, haideți să aflăm ce s-a întâmplat de-a lungul anilor într-o zi de 27 decembrie. La 27 decembrie 1391 a avut loc prima mențiune documentară a Logofătului, șeful Cancelariei Domnești în Țara Românească. În 1587, Sigismund al III-lea este încoronat rege al Poloniei, va domni 45 de ani și va rămâne în istorie drept o figură extrem de controversată. În 1784, pe 27 decembrie, a avut loc Răscoala Țărănească condusă de Horia, Cloșca și Crișan, izbucnită la 2 noiembrie 1787. 84. Hora și Cloșca sunt prinși în pădurea Scorușeț din munții Gilăului, apoi închiși la Alba Iulia. În 1806, Constantin Ipsilanti revine la București. Acesta organizează o oaste destinată să-i permită realizarea planului său de constituirea unui regat al Dacii, format din Moldova, Țara Românească și Serbia. Pe 27 decembrie, dar în 1816, a avut loc la Iași, din inițiativa lui Gheorghe Asachi, primul spectacol de teatru în limba română, Mirtil și Chloe, pastorala într-un act. În 1831, Charles Darwin începea a doua călătorie în America de Sud, la bordul navei regale HMS Beagle. Pe 27 decembrie, dar în 1945, se înființa Banca Mondială pentru Reconstrucție și Dezvoltare, BERD, și a Fondului Monetar Internațional, FMI, ca urmare a Conferinței Monetare și Financiare a Organizației Națiunilor Unite. România devenea membra celor două organisme financiare la 15 decembrie 1972. Pe 27 decembrie 1978, în Spania se instaurează democrația după 40 de ani de regim dictatorial. În 1991 se deschidea pentru public Muzeul Național Cotroceni, înființat pe 10 iulie 1991. În 2000, pe 27 decembrie, cu ocazia împlinirii a 2000 de ani de creștinism și a sfârșitului de mileniu, Banca Națională a României punea în circulație o monedă comemorativă din aur, având un tiraj de numai 1000 de exemplare. În anul 2004, pe 27 decembrie, s-a produs o explozie cosmică puternică, când o erupție a unei stele neutronice a afectat ionosfera Pământului. În 1571, la 27 decembrie, se năștea Johannes Kepler, astronom și astrolog, cel care a descoperit că Pământul și planetele se mișcă în jurul Soarelui, pe orbite eliptice. În 1822 se năștea chimistul și biologul Louis Pasteur, membru al Academiei franceze. În 1901 se năștea Marlene Dietrich, figură legendară a cinematografului, actriță de film, teatru, music hall, operetă și vestită cântăreață. Iar în 1948, pe 27 decembrie, se năștea marele actor francez Gérard Depardieu.
Da, am aflat ce s-a întâmplat de-a lungul anilor, într-o zi de 27 decembrie. Știrea mai puțin plăcută a Crăciunului a fost aceea că George Michael s-a dus la vârsta de 53 de ani. S-a născut într-o zi de 25, a trecut în neființă tot într-o zi de 25. Iată, George Michael, cel care ne încânta în fiecare an cu Last Christmas, din păcate nu mai este. Asta este viața, astăzi ești, mâine nu mai ești. Rămâne doar cu amintirile din versurile lui, cu melodiile lui care de succes. Care sigur va dăinui de-a lungul anilor. Cu marile hituri semnate de George Michael sau Wham. Da, continuăm știrile, doamnelor și domnilor. Avem și Impuls de Argeș sosit la redacție în această dimineață, din care aflăm că psihoza continuă. Peste 300 de argeșeni sunt interceptați telefonic și monitorizați. 357 de argeșeni au avut parte în 2016 de atenția sporită a serviciilor specializate. Ofițerii aflăm că au stat cu ochiul și timpanul pe aceștia, ascultându-le telefoanele sau supraveghindu-i ambiental. Clienții au fost suspectați de comiterea unor infracțiuni grave, iar mandatele de interceptare au fost date de către magistrații argeșeni în urma unor solicitări venite din partea procurorilor. Tot din Impuls de Argeș aflăm știrea zilei, aș putea spune, pe surse, cum scriu jurnaliștii de la Impuls, Tudor Pendiuc ar putea fi uns ca subprefect. Protocolul de guvernare semnat între PSD, partidul care a câștigat alegerile din 11 decembrie și ALDE, ar putea să fie unul benefic pentru fostul primar Tudor Pendiuc. Candidat pe listele ALDE pentru un post de senator, post care, dacă l-ar fi obținut, ar fi putut să-i aducă imunitatea mult visată, Tudor Pendiuc ar putea să prindă un post de subprefect. La bursa zvonurilor din lumea politică argeșeană se vehiculează ideea acum că fostul edil se pare că mai este, ar putea să înlocuiască pe actualul subprefect Emilian Dragnea, în cazul în care se va stabili de la nivel central, așa cum s-a întâmplat în vară, după alegerile locale, ca în urma unui protocol Simona Brătulescu ajungea vicepreședinte al CJ, postul de prefect să fie dat normal PSD-șilor, în timp ce subprefectul să fie nominalizat din rândul membrilor partidului lui Tăriceanu. În cazul în care acest lucru va fi bătut în cuie, atunci Tudor Pendiuc, care este foarte bine privit de către președinții, de către copreședinții ALDE, domnul Tăriceanu și domnul Constantin, chiar s-ar putea reîntoarce în administrație, dar de această dată în administrația județeană și nu locală. Așadar, Tudor Pendiuc poate ocupa postul de subprefect, post pe care l-a mai ocupat, să știți că înainte, în anii 90, de a deveni primar al Piteștiului. Rămâne. Iată că este o informație așteptată, da, să zic așa, de piteșteni, dacă care se îl agrează și îl iubesc. Sigur că da, dacă se respectă acel protocol, iată, Tudor Pendiuc ar putea ajunge sub prefect. Alte știri din acest ziar Impuls de astăzi, copiii de aur din centrul de plasament Găvana. Găsiți un articol interesant în pagina a 6-a. 17 ianuarie 2017 este o dată până la care studenții Universității din Pitești își pot plăti taxa. Autoturismele parcate neregulamentar vor putea fi iarăși ridicate dacă în trecut condițiile în care mașinile parcate neregulamentar erau stabilite de fiecare consiliu local în parte, iar în urmă cu un an în Alta Curte de Casație și Justiție a decis că este ilegal ca primăriile să poată ridica mașinile, e bine, acum regulile sunt stabilite printr-o hotărâre de guvern. Recent, guvernul a adoptat o hotărâre prin care se specifică aceste reguli și proceduri. Legislativul aflăm că a modificat regulamentul privind circulația pe drumurile publice, astfel cât să fie rezolvate problemele determinate de vidul legislativ din acest domeniu. Prin hotărârea luată se caută descurajarea practicilor abuzive, atât a șoferilor care au ajuns să parcheze oriunde și oricum, precum și descurajarea practicilor abuzive a hingherilor de mașini care le ridicau de asemenea de oriunde și oricum. Și că tot vorbeam despre artificiile despre Revelion, haide să aflăm de unde se dau artificiile de Revelion. În Pitești, noaptea dintre ani, autoritățile locale au pregătit un spectacol deosebit. Vestea bună este că au demarat procedurile pentru a face și foc de artificii. Din informațiile primite de la reprezentanții municipalității, se vrea un foc de artificii de categoria a treia. În acest sens, a căutat o locație cât mai viabilă și s-au depistat două posibile. În parcarea de la teatru sau în zona parcului din față de la Colegiul Național Ion Ice Brătianu. Da. Sau l-au găsit. L-au depistat.
Aflăm din așa impuls de Argeș, tot din acest ziar, era o declarație a domnului primar Ionică referitor la ridicarea mașinilor parcate ilegal în Pitești. Iată, după apariția noii legislații privind ridicarea vehiculelor staționate neregulamentar, numeroase administrații locale din țară au pus imediat în practică noua reglementare stabilită de guvern. Contrar așteptărilor, primarul Ionică a declarat că nu este de acord cu această măsură și nu vrea să intre în conflict cu locuitorii Piteștiului. Iată, vom vedea dacă Poliția Națională și Poliția Locală vor ajunge la o concluzie comună în ceea ce privește ridicarea autoturismelor parcate ilegal. Deocamdată nu ne grăbim să creăm un serviciu de ridicat mașini, a mai spus domnul primar Ionică. La mulți ani sărbătoriților, să aveți o zi frumoasă, imediat cântăm, dar după o pauză de publicitate. Am referit, doamnelor și domnilor, la prima oră cu primul invitat al acestei dimineți. Este vorba despre îndrăgita solistă de muzică populară, doamna Veronica Dinu. Sărut mâinile, bună dimineața, la mulți ani! Bună dimineața, la mulți ani, Sfântului Ștefan și dumneavoastră, bine v-am găsit! Ne bucurăm că sunteți alături de noi în această zi sfântă, a treia zi de Crăciun și ziua Sfântului Ștefan, așa cum a spus și dumneavoastră. Cum ați petrecut în aceste zile? Cum a fost Crăciunul pentru dumneavoastră? Crăciunul pentru mine, ca în fiecare an, prefer să-l fac în familie, alături de cei dragi. A fost o zi frumoasă, cu familia, am pus masa, dar eu de niște ani, în fiecare dimineață a Crăciunului, sunt în mănăstirea Nămăiești. Ce frumos! Deci ați respectat tradițiile și obiceiurile legate de această sfântă sărbătoare. Absolut! Eu merg acolo, am duhovnicul meu și stareța Lucia, am mers de m-am spovedit și m-am împărtășit. Considerați că este foarte importantă credința într-o astfel de zi, astfel încât să mergem la biserică și să ne închinăm și sărbătorim, de fapt, nașterea Domnului? După cum bine știm toți românii, nașterea Domnului Iisus aduce bucurie și dragoste și totodată și nașterea noastră. Și consider că trebuie să fiu la slujbă în dimineața Crăciunului. Îmi dedic această zi numai și numai pentru nașterea Domnului și spălarea păcatelor pe care... Ce, practic, o curățire a sufletului, o liniște a sufletului. Absolut. Revenim la masa de Crăciun. Ce ați gătit așa în mod special de Crăciun? După cum bine știm, sarmalele tradiționale pe care le avem pe masă, piftie, cozonac și diverse prăjituri. Vedem că purtați un port popular foarte frumos. Ne descrieți puțin felul în care arată această ținută. Eu respect foarte mult portul. După cum bine știți, eu fac parte și din ansamblul Doina Argeșului, iar eu consider că port cea mai frumoasă haină a țării. Și respect foarte mult portul, după cum bine vedeți, am acest batic foarte vechi. Ia... Se locuiește o maramă, mai precis. Da, ia, după cum vedeți că este brodată și din câte am citit eu, stăteau fetele, acum se zice că 80-90% de ani, și coseau la lampă, ceea ce purtăm noi astăzi. La ce coseau? La lampă. La lampă? La lampă, da. Stăteau și nu și arătau una la cealaltă. La lumina lămpii. Da, la lumina lămpii. La lumina lămpii. Și nu și arătau una cealaltă ceea ce coseau. Iar în prima sâmbătă, după Paște, când se făcea hora satului, atunci apăreau fiecare cu modelele. Și gândiți-vă că acest șorț este cusut cu fir de aur, cum se zice, cât au muncit și cât au tras, au muncit pentru acest șorț. Tradiția este importantă, tradiția ne evidențiază pe noi ca români și tradiția este respectată. La noi în Argeș, da.
Deci eu tot ceea ce, ce port, port numai și numai tradițional. Nu îmi plac chiciurile, să-mi pun diverse... Bănesc că pe lângă acest costum tradițional mai aveți și altele acasă. Da, am un dressing special, cred că am suta de, de costume. De unde le achiziționați? De la bătrâni? De la... Sunt, bănesc că sunt foarte vechi unele dintre ele. Care este cel mai vechi costum? Cel mai vechi costum, cred că are 150 de ani. Am două șorțuri de... mireasă. Pe vremea bunicii mele, fetele nu se îmbrăcau în rochile de mireasă cum sunt acum. Se îmbrăcau în portul tradițional. Tradițional. Și țin foarte mult la ele și eu le, le recondiționez și... Aveți grijă de ele? Absolut. Și cum reușiți să aveți grijă de ele? Mă gândesc că există o procedură prin care le păstrezi, da, le speli de asemenea, da, într-un mod specific. Vă dați seama că anul acesta, 2017, fac 29 de ani în activitate. Mulțumesc. Mulțumesc. Și mergând prin sate și zona de unde sunt eu, din zona Bradului, mi-am ales, am luat-o din casă în casă, au mai venit și pe la noi, pe la ansamblu, au venit... deteriorate, rupte, cum erau, și eu le-am refăcut și mi-am făcut așa o... Și le purtați cu drag de fiecare dată. Mult drag, absolut. Este cartea mea de, de vizită. Și e o emblemă pentru noi, cei drept. Absolut. Pe lângă aceste costume tradiționale, cântul popular, cântecul popular, este de asemenea foarte frumos și foarte important pentru noi românii. Spuneți-ne ce simțiți atunci când duceți această tradiție mai departe a cântecului popular și acestui costum popular? Eu, născându-mă dintr-o familie de muzicanți, am moștenit de la tatăl meu, Dumnezeu să-l odihnească, astăzi este și ziua dumnealui, îl chema Ștefan, am luat ce a fost mai bun și am dus mai departe. Toată tinerețea mea mi-am petrecut-o prin multe festivaluri și pe vremea când nu erau condițiile pentru noi să stăm undeva, eu am mers, am pătruns, mi-am făcut un nume, am muncit foarte mult, în afara faptului că eu, în afară de muzica oltenească pe care o cânt, cânt foarte mult perioada interbelică din muzica plăutărească veche și o fac cu mult drag și cu multă răspundere. Pasiune. Hai să demonstrăm, hai să ne cântăm acum, cum hai să ne cântați. Rugă muncă, pasiune. Să vă vedem. Nu, luați microfonul. Lasă. Ce mă luare, mă ține dimineața. Lacrima mă învelea,
Îți dau florile din lume, ce crezi, mamă, pe pământ, măi. Pentru tine, bună mamă, astăzi cu drag eu îți cânt, măi. Îți dau florile din lume, ce crezi, mamă, pe pământ, măi. Mulțumim, mulțumim frumos. Interesantă această melodie. Un cântec pentru mama, iată că acest cântec este pentru mama. Este un cântec special mamelor. Mama mea a rămas văduvă de foarte tânără și am fost trei fete pe care ne-a crescut cu mult suflet și cu multe lacrimi pe obraz și de fiecare dată îi mulțumește bunului Dumnezeu că m-a născut pe mine și eu am fost... bucuria ei pentru tot ceea ce i-am oferit în momentul în care eu am fructificat acest har pe care mi l-a dat bunul Dumnezeu. Și a simțit, se oferiți în dar această melodie. Da, o cheamă Maria și eu consider că este cel mai frumos nume din lume. Pentru mine acest nume. Și dacă aș fi avut o fată, acest nume l-aș fi pus, dar... Bunul Dumnezeu mi-a dat un băiat și poartă numele de Alexandru Ionuț. Să vă trăiască. Mulțumesc. Vă rugăm să ne cântați și următoarea. Cu tot drag. Oameni buni la joc, doar ne-a vin.
urează la mulți ani. Îți joci și îți petreci, dar îți place să trăiești, măi. Să bei și să chefuiești, cu vin de la Ștefănești, măi. Hai noroc, 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 hai de omule la joc. Să ne cânte muzica, că așa-i frumoasă viața, măi. Hai noroc și la mulți ani, la trecerea dintre ani. Să ne pentru cânt. Toți românii noștri și pentru toți argeșenii și pentru toți care poartă un nume sfânt și totodată cei care împlinesc vârsta sau sărbătoresc niște ani de la căsătorie, de la orice eveniment. Iată că azi ne-ați încântat cu muzică, cu o melodie de petrecere. Cum este în rândul oamenilor, mai precis, în rândul petrecerii? Mănuiesc că există și zile în care oboseala ne cuprinde sau anumite stări. Cum disimulați această stare și cum iese în mijlocul oamenilor? De-a lungul anilor am avut foarte multe evenimente care pentru mine au fost exact serviciul pe care îl fac. În momentul când intru în scenă sau sunt la un eveniment, am uitat absolut tot ce este în spatele meu. Iar eu sunt genul de om care transmit, deci trebuie să simt emoția, publicul, da, și să-i transmit ceea ce este mai stări de bine. Da. Nu sunt două nunți la fel și nu întâlnești aceiași oameni de fiecare tot dată. Tot timpul este diferit. Absolut. Și eu trebuie să am un bagaj bine pus la punct ca să reușesc să-i fac pe acești oameni să fie mulțumiți de serviciile mele. Și mulțumesc bunului Dumnezeu, niciodată nu am avut probleme sau reproșuri legate de meseria mea. O fac cu mult drag și cu multă dragoste și ofer multă căldură. Apropo de cântări, ați avut cântări în perioada asta sau urmează acum de Revelion? Am avut cântări, te rog să mă crezi că și în seara de colindețe. Eu nu am fost pe 23 acasă, pe 23 am avut o cununie civilă, după care am fost și la emisiunea dumneavoastră aici și ce să mai prestez. Iar în noaptea de Revelion, deocamdată nu mi-am făcut un program, deși mi-aș dori să rămân acasă. Prefer ca noaptea dintre ani să rămân acasă alături de familia mea, pentru că cred că sunt 20 de ani de când eu nu mi-am făcut acasă. Și dacă vorbim de acasă, cum este Veronica din acasă? Acasă sunt un om simplu. Cum de altfel mă știți și voi, sunt
o femeie plină de viață, îmi place să glumesc, deși de-a lungul anilor au curs multe lacrimi din ochii mei, dar timpul le rezolvă pe toate. Sunt o femeie normală, mă trezesc dimineața și îi dau slavă bunului Dumnezeu că m-am trezit, îmi fac rugăciunea pe care o fac dimineața și seara. Este sfântă pentru mine și la volan, când mă urc să plec în diverse locuri, rugăciunea minții și a inimii o am pe buze, cred că o zic de 20 de ori. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine, păcătoasa. Și mă rog și pentru păsările cerului, pentru că nu se roagă nimeni. Nu știu câtă lume se gândește la aceste... Vă văd cu lacrimi în ochi. Vietăți, da. Deci sunt, dacă n-aș fi avut această credință, nu știu dacă drumul meu ar fi fost atât de bine de... deschis. Pietruit, mai precis. Da. Gândiți-vă că și în lumea noastră sunt oameni și oameni. Și mai buni și mai puțin buni. Îți dă o energie negativă, invidia, răutatea, dar eu le-am lăsat întotdeauna deoparte, deși recunosc în fața dumneavoastră, în tinerețea mea eram așa, mai vulcanică. Dar odată cu vârsta... Te mai temperezi. Da, te mai... Se spune că ochii lacrimați sunt, de fapt, ascund cele mai frumoase zâmbete și cele mai puternici inimi. Da. În spatele unui zâmbet frumos se ascunde multă suferință. Dar eu am trecut cu vedere. Hai să mai cântăm. Hai să mai cântăm. Să ne bine dispune, că e sărbătoare astăzi. Să îmi salut colegii mei de la ansamblu, pe domnul director Mazilescu, să-i mulțumesc pentru tot ceea ce face pentru noi, pentru angajați. Salutăm pe domnul președinte Dan Manu și toți angajații, pe mama mea, și vreau să vă spun că nu sunt pregătită niciodată să mă despart de această ființă. Și nu știu care dintre noi suntem pregătiți, vă spun cu... Deci a făcut multe sacrificii pentru mine. Surorile mele, Claudia, Silvia, cumnatul meu, băiatul meu și dumneavoastră și toți argeșenii care ne urmăriți, la mulți ani să vă aducă nou un an, multe, multe împliniri. Sănătate, în primul rând, și după aceea le facem pe toate. Doamne ajută, cântați-ne și încântați-ne! La fin.
și-l vedeam. Chip frumos ca și o floare, dar cuprins de supărare. Ca iubit cu inima pe cine nu trebuia mai. Chip frumos ca și o floare, dar cuprins de supărare. Veronica Dinu, mulțumim frumos pentru prezență. Și eu mulțumesc pentru... că sunteți niște nobili, vă iubesc și de fiecare dată, dacă serviciile mele vă face bine, eu voi fi aici la orice oră. Vă mulțumim. Și noi vă iubim și vă mulțumim la pentru prezență. Vă așteptăm la anul aici în platou, la prima oră. Doamne ajută! Doamnelor, domnilor, luăm o scurtă pauză și ne întoarcem cu alți invitați doar aici la Absolut TV. Am revenit, doamnelor și domnilor, la prima oră. Cântăm în această dimineață o zi de mare sărbătoare. Este a treia zi de Crăciun, ziua Sfântului Ștefan. La mulți ani, Ștefan, Ștefania, Istvan Fănel, că am aflat că Istvan Fănel, dragă Michi, Ștefănel, Ștefănuț, Fane, Ștefana, Fănica, Fănuța. Să trăiești la Fane, la mulți ani și tot ce-ți dorești. Iar acum, doamnelor și domnilor, avem invitați de senzație. O familie care cântă și ne încântă în această dimineață, la prima oră, familia Ion Mircea. Bună dimineața! Bună dimineața! De la stânga la dreapta, sau cum îi vedeți dumneavoastră, din partea dreaptă a televizorului, Ion Mircea Cezar, micuța Mara și Bogdan, tatăl Bogdan. Vă mulțumim că sunteți alături de noi. Spune-ne, Cezar, cum ai petrecut de Crăciun acum? De Crăciun am fost la bunici. Unde sunt bunicii tăi? În Pitești. Deci aici, în zonă. Da. Și cum promisiunea făcută este sărătorie curată, așa cum ne-ai zis, iată, da, din nou în platou, alături de familia ta, cu care o să ne cânți în dimineața asta. Da. Surioara, vreau să aflu mai multe despre surioara. Surioara, spune, Mara, câți ani ai tu? 7. 7 anișori. Mulți înainte. Mulți înainte. Unde înveți? Unde studiezi tu? La grădiniță? Unde ești acum? Nu, eu studiez alături de doamna Cristina Manoliu. Și ești... La București. Ești la București? Iar aici, în Pitești, nu ești la școală undeva? Ba da. Unde? Asta te întrebam. La ce școală? La școala Mircea cel Bătrân 13. Clasa 1? Da. Și cum e cu ghiozdanul acela greu în spate? Te-ai obișnuit cu el? Nu prea. Nu prea? Ție ce ți-a adus moșul? Mie mi-a adus niște stații. Stații? De comunicare. Da? Și nu ai venit să ne le arăți și nouă, în schimb ai venit cu niște trofee aici. Cu cine vrei să comunici? Cu cine ai vrut tu să comunici? Te-ai cerut moșului stațiile acestea de comunicare. Cu spiritușul? Am vrut să comunic cu Cezar. Cu Cezar? Da.
Și vorbiți unul dintr-o cameră și unul dintr-o cameră. Sau cum, cum procedați? Da? Mara, tu cânti, da? Da. Cânti. Și ai participat la foarte multe concursuri, printre care ai câștigat aceste premii. Da. Ce premii sunt? Uite, de exemplu ăsta, unde l-ai câștigat? Acesta l-am câștigat la ruse. La ruse? Da. Cum? Pentru ce? Ce ai făcut acolo, la concursul respectiv? Am cântat și am luat locul 2. Ai luat locul 2, felicitări! Mai avem aici premii câștigate de tine, uite, acesta? Este același. Același. Ai primit două, da. Să înțeleg acolo. Da. Diploma și trofeul. Și trofeul. Da. Uite, aici avem ceva foarte frumos. De la Varna. Sunt niște copii în costum tradițional bulgăresc. Tradițional bulgăresc, foarte frumos. Și acesta? Este de la Delfinul de Aur. La care ai câștigat un? Ce premiu ai câștigat aici? Premiul tot 2. Premiul 2, felicitări! Și ție îți place să cânti așa, dar îți place să fii pe scenă și să cânti. Da. Și ce cânti oamenilor? De când cochetezi cu muzica? De la ce vârstă ai început să cânti? De la 4 anișori? Ani. De la? 4 ani. 4 ani. Deci de 3 ani de zile tot cânti. Și da. Când vei fi mare, tot cântăreață vrei să fii? Da. Și pe lângă faptul că vrei să fii cântăreață, mai vrei să fii și altceva? După ce termini școala? Doctoriță. Doctoriță. De ce vrei tu să fii doctoriță? Ca să salvezi vieți. Bravo. Hai să vorbim și cu tăticul puțin. Mândru de copila și dumneavoastră. Bună dimineața și bine v-am găsit. Sunt onorat să fiu la dumneavoastră în studio cu această echipă călduroasă în aceste zile de Crăciun fericit și de un an nou cu multe împlimiri pe care vi le dorim împreună. Sigur, sunt onorat și mândru pentru că... Și emoționat. Puțin emoționat pentru că e destul de dificil să ajungi să reprezinți orașul și județul și țara la un moment dat în, pe alte meleaguri. Deci, domnule, pe dumneavoastră vă moștenește, nu? Pe da. Dumneavoastră. Da, o să și simplific puțin familie. Mai încolo. Mă moștenește și pe mine, și pe soție, dar mai mult pe mine mă moștenește. Păi, ați văzut. E o chestie ereditară. Tatăl meu, bunicul meu a cântat. Și consider că e cultura și actul cultural este... ceva deosebit, este ceva frumos care înfrumusețează sufletul și face ca omul să se simtă minunat. Și pentru asta îi îndrumăm pe acest drum al muzicii și sper să Dumnezeu să ne ajute și să fie sănătoși și să mergem înainte. Bănuiesc că acasă, acum, când împodobează brădul, e imposibil să nu vă fi strâns la masă sau lângă brăduță să cântați și să vă încântați așa reciproc în atmosfera de acasă. Da, sărbătorile, în general, e un motiv și un moment în care ne strângem în jurul bradului, în jurul familiei, spunem colinde, cântăm colinde, spunem poezii și... încercăm să strângem rândurile ca orice bun român și creștin. Bun. Închipuiți-vă că sunteți acum acasă, noi suntem familia și trebuie să ne cântați. Cu siguranță. Mulțumim. Să vă auzim. Sun.
excepțional. Doamnelor, domnilor, parcă am văzut The Kelly Family acum cu celebrul hit Fell in Love with an Alien. Mai frumos decât i-ați cântat. Cel puțin tu ai fost fenomenală. Nu ne-am așteptat. Da. Ai intrat exact. Superb a fost intrarea ta. Extraordinară. Și o voce puternică. La suflet ne-a mers. Cu această piesă am participat la o preselecție la un canal de televiziune acum vreo 2-3 săptămâni la Craiova. Sperăm să fie cu noroc și venirea dumneavoastră și să fie bine. The Mircea Ion Family. Yes. Fell in Love with an Alien. Superb, ce să mai, ați fost fenomenale. Și cred că nu este singura piesă. Vrem să ascultăm și cea de-a doua melodie, că deja ne-a spus pe gânduri. Da. Cred că vă mai reținem în dimineața asta. Nu problemă, cu mare drag. Vă ascultăm. Ia, vă întreb, ați fost cu Colindul vineri seara? Da. Pe unde ați colindat? La microfon. Pe unde ați colindat? Prin Mara. Pe unde ai colindat? Prin oraș. Prin oraș? Cu fratele? Cu Cezar? Da. Sau fără Cezar? Și cu tata? Cu Cezar și cu tata. Păi și pe unde ați fost? Pe la vecini, pe la rude, pe la prieteni? Pe la prieteni. Și ce ați mai cântat voi acolo, în afară de Colindul ăsta? Păi eu nu prea mai știu... Vă poate da mai multe detalii, fratele meu. Mai multe detalii, frate! Super! Doamnelor și domnilor, viitoarea prezentatoare a matinalului la prima oră, Mara Cezion, Mara Ion Mircea. Bravo! Mai multe detalii așteptăm, Cezar, de la tine. Cum e cu detaliile? Colinde românești, florile d'alve pe care îl vom cânta, trei păstori. Și ce ați primit în schimb? Păi am primit portocale, covrigi și bani. Colindese, ce se de la acum? Și spuneți că ați avut niște sărbători liniștite, Crăciunul, pentru că urmează Revelionul acum. Da. Anul nou și de Revelion pe unde? Cântați ceva sau tot în familie? Tot în familie. N-ai nicio cântare pe undeva? Cum a fost acest Crăciun în familie? A fost foarte frumos și... La o masă îmbelșugată? Da. Cu mămica? Bunicii. Și ne-am simțit bine. Cum vă doriți să fie anul 2017? Un an mai plin de reușite decât acest an și să fim sănătoși. Hai să ascultăm și ultima melodie și apoi ne luăm rămas bun.
Goală gază din pătuș, florile d'albe și ne dă un colăcuț, florile, florile d'albe. Mămuca n-a făcut florile d'albe, si tărar n-a avut florile, florile d'albe. Pe când zi-to Mulțumim foarte mult că ne-ați făcut ziua asta mai frumoasă, mai fericită decât se dorea a fi. Excepțional a fost reprezentat. Vă mulțumim și noi din suflet. Vă dorim... și bâlbăi acum, că m-ați emoționat. Dorim... Eu am rămas. Da, spuneți. Vă ascultăm. Vă dorim un an nou fericit, cu multă sănătate, cu împliniri, cu pace, bunătate și să ne vedem sănătoși. Și vă mulțumim încă o dată că ne-ați chemat la dumneavoastră și cu atâta căldură. Vă mai așteptăm. Mulțumim mult, cu drag, o să venim de câte ori să ne chemați și sperăm să venim cu alte surprize, cu alte premii în nou an și cu multă bucurie în suflet. Dar pentru sufletelul meu, că nu mai pot și intrăm în publicitate 20 de secunde, refrenul de la Kelly Family, Feel in Love with Danelian, încă o dată și intrăm în publicitate. Cu mare drag. Vă rog foarte mult. Fell in love with an alien, fell in love with her eyes, fell in love with an alien, I'm taking all these guys. I'm in love with an alien, I'm in love with her eyes, I'm in love with an alien. Bună dimineața, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, din nou vă spune pentru nu știu câta oară, bună dimineața, dimineața asta de sfântă sărbătoare a Sfântului Ștefan, pentru că avem foarte mulți invitați, la mulți ani încă o dată, Ștefan, Istvan, Fănel, la mulți ani Neafănică, la mulți ani Ștefănuț, Fane, Fănica, Fănuța, tuturor sărbătorii, ți gândește, Hatoș, Coracal și Carafale. Bună dimineața, copii! Bună dimineața! Ce faceți? Cum ați fost? Ați venit așa, ne-ați luat prin surprindere că ați venit în colind, cu colindul pe la noi și vă mulțumim frumos atât vouă cât și doamnei voastre profesoare, Adina Sima. Și bineînțeles, părinților care nu mai contenesc aici cu pozele, cu fotografiile, cu blițurile și cu astea. Da, ta viitoare o să facem o emisiune și cu părinții voștri, dar știți cum? Voi o să stați să faceți fotografii și pe ei punem să cânte. Da? Inversăm rolurile. Inversăm puțin rolurile. Mi se pare corect. Deci după sărbători, părinții cântă și voi faceți fotografii. De la stânga la dreapta. Numele dumneavoastră? Mă numesc Ghița Andra Maria. Riza Antonia Elena. Ilie Bianca Valentina. Și Lupu Ernă Andrei. E o prezență cunoscută, iar încă tu ai mai fost aici la noi. Da, desigur. Și tu la fel, de fapt. Și Bianca a fost. Toată lumea, de fapt. Cum a fost Crăciunul pentru voi, fiecare în parte la microfon, frumos? Pentru mine Crăciunul a fost bucurie,
Masă îmbelșugată? Da. Cadouri? Cadouri și, bineînțeles, am stat toată noaptea cu stres dacă vine Moș Crăciun sau nu vine. Și, și, și? L-ai prins? Nu l-am prins, că m-a luat somn. Și a venit cu ceva? Da, a fost mai bogat decât Moș Nicolae. Foarte frumos. Și ce ți-a adus? Păi mi-a adus chipsuri de ciocolată, niște geleuri, multe, 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 multe bomboane. Și hainuțe? Nu. Mi-a mai adus o perie care face părul strălucitor și niște role Soi Luna. Perfect. Iar tu? Super. Mie mi-a adus o husă de telefon. Da. O bluză foarte frumoasă. Mi-a adus o eșarfă și mai mi-a adus niște ghete. Și multe, multe, multe dulciuri. Să le porți cu plăcere. Mulțumesc. Pe toate. La mine multe dulciuri, pijamale, creme, tot felul de nebunii. Eu și ție, Arin? Și mie mi-a adus un microfon profesional. Perfect, trebuie să vii să ne-l arăți și nouă. Da, normal. Trebuia. Pe care bănuiesc că ți-l doreai. Da, chiar l-am scris. L-a și scris, am înțeles. Și cu ce le încântați în dimineața asta? Ce cântăm? Eu voi cânta de la Nicola, Milioane de fulgi de zăpadă. Și a doua piesă va fi una de prințesă, anume Journey to the Past, a prințesei Anastasia. Scena ți aparține, platoul nostru la fel. Te rugăm să ne cânti, Andra. Milioane de lumini pe stradă, milioane de tălpi pe zăpadă, magazine pline de jucării. Și privesc oameni care se grăbesc să mă dau pe gheață, mi vine, mă simt bine, nimeni nu mă bagă în seamă, e cam de bandadă. Unii spun că nu au bani, alții vor cadouri mari, moșul pentru fiecare. Milioane de
Crăciun. Mulțumesc frumos! Eu, sincer, și noi îți mulțumim. M-am gândit numai la Mădălina Manole când a cântat. Sincer, vocea este atât de frumoasă, puternică, mă refer. Mi-aduce, nu-i așa? Da. Seamănă, da. Seamănă. Și piese de la Mădălina Manole. Ia să auzim. Fată dragă, nu... Și asta. Bun, îți mulțumim frumos, Ana. Mulțumesc frumos. Avem acum pe Antonia, nu? Da. Antonia, de ce la roșu în dimineața asta? Că este încă Crăciun, a treia zi de Crăciun, ziua Sfântului Ștefan. Și ai o dedicație acum pentru toți care se numesc Ștefan, Ștefania, Fănuța, Fane. Ce ne cânti tu? Merry Christmas, everyone. Te rugăm, Merry Christmas, everyone, cu Antonia. Merry Christmas, everyone! Antonia, mulțumim, mulțumim frumos! Foarte drăguț! Comanda pe tiu? Fluturi de zăpadă. Fluturi de zăpadă, pe tine cheamă fluturi de zăpadă. Ia să vedem aici cu fluturi de zăpadă. Dar să știți că unii dintre noi avem fluturi prin stomac, așa. De foame, de altceva. De foame, da. De la caz la caz. De la caz la caz, corect. Iar nu mai zic nimic, hai să te ascultăm. Și fugi de zăpadă.
Și au plecat fluturii de zăpadă, s-au dus și se întorc abia la primăvară. Mulțumim mult. Iarin, ce mai faci, Iarin? Foarte bine. Foarte bine? Da. În dimineața asta ce n-ai pregătit? Imperfect de la Carlos Dream. Dar tu ești perfect? Da. Absolut. Nu, nimeni. Nimeni nu e perfect. Știi că era și o piesă, nimeni nu-i perfect, nimeni nu-i perfect. Da, toată lumea știe, cred. Dar tu vrei să cânti imperfect. Exact. Hai, Carla, poftim. Iarin, pardon. Uite, ascund lacrimi, ține, strângem pumn, dorul meu de tine. Oh, oh. Te-a prins grăbit, rapid azi, când împreună înseamnă ieri, despărțiți încet azi. Oh, oh. Dar tu ai văzut doar defecte în mine, nu poți schimba pe cineva dacă o faci doar pentru tine. Tu n-ai văzut când depărtezi o fată care vede perfect un tine, o fată care se va pierde mulțime și locul e acum îmi spun, yeah. Eu am găsit pe altcineva ca mine, e perfect dacă mi-s cu mine fac dos. Legea dragostei mele este defect, este defect. Eu am găsit pe altcineva ca mine, e perfect dacă mi-s cu mine fac dos. Legea dragostei mele este defect, este defect. Degetul inelar liber, ochii după ochelari, îmi dar sincer. Oh, oh. Colțuri de strâns, prin cap mii de gânduri, oare e un defect că te-am citit printre rânduri. Oh, oh. Dar tu îndepărtezi o fată care vede perfect un timp, o fată care se va pierde mulțime și locul e acum îți spun, yeah. Eu am găsit pe altcineva ca mine, imperfect dacă mi-ți cu mine fac los. Legea dragostei mele este defect, este defect. Eu am găsit pe altcineva ca mine, imperfect dacă mi-ți cu mine fac los. Legea dragostei mele este defect, este defect. Privește minte-mă dacă mai poți, e purtător de arme albe, e transformați în hoțe. Sunt hotare între noi, ce nu se deschid. Eu am văzut prea mult noroi, dar tu pretinzi că știi, că tu mă știi. Sunt presiuni din trecut, noi nu suntem perfecți, dar nu suntem vii, hey. Eu am găsit pe altcineva ca mine, imperfect, dacă minus cu minus fac plus. Legea dragostei mele este defect, este defect. Eu am găsit pe altcineva ca mine, imperfect, dacă minus cu minus fac plus. Legea dragostei mele este defect, este defect. Dacă minus cu minus fac plus, îi mulțumim lui Iarin că ne-a dus pe ritmurile celor de la Carlos Dreams la prima oră, la Absolut TV. Ce ai preferi tu așa să cânti mai mult? Rock. Rock, place. Cântă-ne rock. Da. Zic, cântă-ne rock. Era o melodie pe care ai cântat-o tu cândva, nu mai știu exact când, dar la fel, pe partea asta foarte, cu o tonalitate foarte puternică. Nu mă pricepe foarte bine la muzică, dar știu că ridicai notele foarte frumos. Mai îți amintești ce piesă ai cântat? Want to Break Free? Da. Sau We Are The Champions? Cred că asta nu e rock. Ce e asta? Nu, e rock, e de la Queen. E rock? E Queen. Da.
ar fi drăguț să ne fredoneze. Hai să vezi ce frumos cântă. Ia, te ascultă. I've been my dues, time after time. I've done my sentence, but I committed no crime. And bad mistakes, I've made a few. I've been my shout and get in my face. I come through. Mulțumim. Cine mai cântă? Lai. We are the champions. Marian. I-a rămas la cuie. Deci tu, Andra, da. Ce-ți mai place ție să cânti? Mie? Care e melodia ta preferată? Păi eu am mai multe preferate. Nu, trebuie să fie una care îți place cel mai. Cum îi place lui rock-ul, ție ce îți place? A, mie îmi place să cânt ușor, delicat, melodiile de-astea. De exemplu, nu pot să duc anumite note de rock. Am înțeles. Dar ia să auzim noi Journey to the Past sau cum ai zis. Ok. Da? Ok. Da. Hai să auzim. Ok. Absolut fenomenal, am vrut să terminăm cu tine așa în fanfar, că tot a râs ca o prințesă și tu ai închis cântarea voastră din dimineața asta. Ce vă doriți cel mai mult de la 2017? Îmi doresc în primul rând să câștig Vocea României, să devin o mare vedetă și bineînțeles am văzut cât mai multe de la Adina Sima. Ținem pumnii și ținem pumnii și doamne profesor Adina Sima. Tu? Vreau succes, foarte mult succes în profesia muzicală. Să câștig foarte multe trofee la concursurile care vor mai apărea pe viitor. Care vor avea loc pe viitor, da. Așa. Și cam atât. Și să fii sănătoasă. Da. Iar voi?
să am un an norocos și să fie, să am sănătate. Și tu, Arin? Eu îmi doresc să învăț cât mai multe chestii, să mă perfecționez în tot ce știu. Știi ce ne dorim noi cel mai mult? Ce? Publicitate. Am revenit, doamnelor și domnilor. Ne uitam aici că mai multe state americane sunt paralizate de o furtună de zăpadă și noi abia așteptăm să ningă măcar de Revelion. Deși meteorologii au anunțat că o să avem parte de minus 10 grade ger în noaptea de Revelion, așa că vom tremura de-a bine la, însă ne vom încălzi în minutele următoare cu o voce de aur a Argeșului, dacă vreți, a României. Ștefania Vorovenci, bună dimineața! Bună dimineața, vă mulțumesc foarte mult că m-ați invitat. Chiar dacă e emisiune mai matinală, noi argeșenii suntem mai matinali și mă bucur că sunt în platou la dumneavoastră în această dimineață. Astăzi este ziua ta atât de naștere cât și de nume. Sau și da? De nume și corect. De naștere. Da, și s-a pregătit o surpriză. O să-ți cântăm la mulți ani. Vai. Toți trei. Michi, eu vă dau startul. Hai că tu ești vocea dimineții. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Cine să trăiască, cine să trăiască, la mulți ani. Ștefania să trăiască, Ștefania să trăiască, la mulți ani. Și toți Ștefanii să trăiască. Am cântat și eu, am cântat și eu pentru toată lumea care poartă acest minunat nume, la mulți ani, dragii mei, să vă dea Dumnezeu sănătate, iubire și noroc. Mulțumesc frumos pentru surpriză. Mulțumesc. La mulți ani, Ștefania, tot ce îți dorești. Și apropo de dorințe, ce ai dorință ți-ai pus tu cu ocazia Crăciunului și ce ți-a adus moșul? Moșul mi-a adus, normal, cadouri materiale, însă eu îmi doresc foarte mult să fiu sănătoasă, lucruri ce nu pot fi cumpărate. Sănătate, iubire, fericire și noroc. Asta îmi doresc și dacă le am, pe astea pot să fac orice. Celelalte lucruri le pot și achiziționa, acestea nu, după părerea mea. Așa este. Am înțeles. Și acum de sărbători, știu că tu urmezi conservatorul la Brașov. Ai venit acasă la Mioveni, la părinți. Da, am venit și eu într-o mică vacanță, să mai stau și eu cu părinții mei, că după aia începe sesiunea, examene și... Mulțumesc frumos, am nevoie, mulțumesc. Ștefania Vorovenci a urmat cursurile de canto la Centrul Cultural Educativ din Mioveni. Este un produs al Centrului Cultural de la Mioveni și am avut parte de cele lecții de canto cu regretata Mona Lisa Zeghiero. Într-adevăr, am avut o grămadă de lucruri de învățat de la dumneei. Sper că de acolo, din cer, ne veghează și vede că toți elevii dânsei începem să ieșim în față și cu ajutorul dumneiei noi am avut mai multă încredere în noi. Adică cred că asta era farmecul ei. Ne dădea foarte multă încredere, ne învăța și tehnică vocală, tot ce înseamnă un artist de la A la Z și mulți profesori ar trebui să ia exemplu. Ștefania, ce planul ai de Revelion? Pe unde când sau te odihnești împreună mă cu familia? Mă odihnesc și eu. Anul acesta am ales să fiu aproape de familie și de Crăciun și de ziua mea și de Revelion, măcar anul ăsta. Dacă tot ai făcut vocalize la început cu La mulți ani, vreau să te și auzim acum cântând prima piesă. Sigur că da, cu mare drag, cu mare drag. Te rog să mergi acolo și să te ascultăm cu toții. Ești departe și asupra mea o putere imensă. Mă trezesc zâmbind în fiecare zi. Ce șansă că te-am cunoscut, nu mai credeam în iubire de mult. Vreau să rămân în lumea ta plină de iubire. Așa nici când
Superb, Ștefania Borovenci. Excelent această piesă. Și cea de-a doua vrem să o ascultăm. Despre ce este vorba? Se numește Jotem. Se numește Jotem și este o piesă foarte dragă sufletului meu și cu această ocazie vă dedic. Să o ascultăm. Jotem. Ia un pic loc, te rog frumos, Ștefania, până la ultima piesă. Te rugăm să ne faci așa un bilanț. Cum a fost 2016 pentru tine și personal și profesional și ce îți dorești din cel mai mult de la 2017? 2016 a fost un an plin.
încărcat și la facultate și în viața personală. A fost un an, zic eu, care a pus așa câteva cărămizi peste cariera mea și a fost exact ce mi-am dorit eu. 2016 a fost un an aproape perfect. Se putea și mai bine, asta e întotdeauna, se poate și mai bine. De la 2017 îmi doresc să fiu la fel de sănătoasă, să am familia aproape și pe plan profesional cât mai multe, na. Așa ne dorim cu toții. Eu așa sper să fie 2017 și cu multă, multă muncă. Cam atât. Și cu multă muzică și concerte. Și multă concerte, muzică, da, și Doamne ajută! Sigur. Noi îți mulțumim frumos pentru prezența în emisiune. Și eu vă mulțumesc și pentru surpriză și pentru emisiune. Mă uit la voi mereu când prind, când sunt acasă și sunteți niște oameni minunați și vă doresc și eu sărbători fericite și cu familia aproape, să fii sănătoși și cu lumină în suflet, să fii liniștiți. Mulțumim, asemenea și te mai așteptăm să mare să drag, cu... când vin acasă mereu să vin pe la voi. Chiar să ne așa și suni. Sigur că da, promit. Promit în direct. Mulțumim frumos, doamnelor și domnilor, pentru faptul că ne-ați urmărit în a treia zi de Crăciun. Iată astăzi de Sfântul Ștefan. Ne luăm la revedere de la se pregătește Ștefania acum pentru ultima melodie. Ne luăm revedere de la colega noastră Nico, cea care va pleca peste mări și țări și va veni tocmai deja se gândește la vacanță. Așa că mâine și poimine veți fi alături de noi, de Michi și de mine, la prima oră doar aici la Absolut TV televiziune, la Absolut. Un cuvânt de la revedere, ceva, spune-le ceva. Păi Nico, o să mă gândesc la voi și abia aștept să ne revedem. Până pe 5 ianuarie, slavă Domnului, ai timp de petrecere și de distracție. Mulțumim frumos, doamnelor și domnilor. După ora 10, Breaking the News, vine și colega noastră, Denisa Catrinu, cu invitații. Ai reușit, l-ai pronunțat. Gata, am reușit să nu mai uite. O, bătrân. Ștefania Voroveni, acum pe final, toate cele bune, la revedere, la revedere. Pe curând.
și sus.